Ciao, Belly! M-am oprit într-o băcănie în stil italienesc pentru că mi-era dor de aromele din Italia. Nu am ajuns anul acesta acolo, deși acolo stă o parte din familia mea. Cu siguranță acest lucru vi s-a întâmplat și vouă. Ați văzut că au fost mai grele condițiile de călătorie anul acesta. Însă vestea bună este că dacă ne-am îndrăgostit de anumite bucate din Italia, putem să ni le cumpărăm din astfel de magazine și să le ducem acasă și să le pregătim. Eu am început cu un ristretto pe care îl știți și voi din Italia, acea cafea tare care parcă face să țară capacele atunci când o bei, însă este o cafea pe care italienii știți că o beau de foarte multe ori pe zi. Vorbesc despre acest obicei al italienilor, dar și despre ce minunății găsim aici cu Laura Lupu, antreprenor. Bună dimineața! Ciao, Laura! Și bine ați venit în universul produselor italiene gourmet. Și numele îți spune, nu? Că de ești de acolo, cu sufletul mai mult, pentru că tu ești româncă 100%. 100% și Francesca, numele, este numele fetiței mele, este, mă rog, italian, dar și este româncă. Pe scurt, totul a pornit într-o pasiune. Acest business a pornit din pasiunea noastră față de Italia. Dar am să vă povestesc câte ceva despre ce... Fă-ne poftă! Vrem să ne simțim ca într-un restaurant italienesc și chiar ne ajută aceste fețe de masă în carouri pe care le vedem în Italia și în restaurantele de la noi și aceste bucate, iată, începem cu un panino pe care italienii îl savurează la orice colț de stradă, nu? Corect. Și este, de fapt, ciabata pe care, de asemenea, o primim în fiecare zi dimineață cu prosciutto și mozzarella, o mozzarella care vine direct din Campania și este, evident, un produs pe care îl vindem destul de bine și este delicios datorită ingredientelor pe care le conține. Apoi avem burrata. Burrata este o mozzarella delicioasă care are la mijloc... Laura, spune-mi dacă n-am greșit în timp ce tai, că eu am mâncat burrata cu mămăligă. E ce moldoveanca din mine. Nu este neapărat greșit, numai că la mijloc are o smântână pe care, în general, ei o consumă destul de simplu împreună cu roșii, cu un pic de ulei de măsline și cu pesto. Nu o combină cu alte produse și mai ales gen pâine sau mămăligă. Și are un strop de sare. Și are de un strop. Cred că am combinat-o cu mămăligă. Da, probabil. Un platou cu prosciutto, cu brânzeturi. Da, aici avem brezaola, avem prosciutto crudo di Parma, avem pecorino, avem un produs din capră peste care am pus o dulceață de afine, avem măsline siciliene. Parcă nici nu mai știi cine le face mai bune, grecii sau italienii. Însă salata aceasta, pentru că vine din Sicilia, cred că o fac italienii, nu? Cu siguranță da, este o salată de ton cu ton pinagiala. Pinagiala este o specie de ton foarte gustoasă și aromată. Un ton galben? Vine, este un ton cu aripioare galben. Pinagiala înseamnă aripioare galbene. Uite, aripioare care au parfumul tonului într-o salată. Pastele nelipsite. Vin românii pentru că și-au dorit să imite ceva ce au gustat în Italia. Da. Și cei mai mulți dintre cei care au călătorit în Italia vin aici cu speranța și gândul că vor regăsi produsele și noi având produse autentice, inclusiv pastele artizanale care sunt trafilate în bronz, sunt deshidratate timp de 48 de ore, le regăsesc în diverse variante. Avem cel puțin 50 de variante de paste și apoi avem un aglio olio peperoncino, astfel încât poți să-ți faci în 15 minute pastele pe care le-ai gustat oriunde și poate uneori mai gustoase, pentru că folosești cele mai bune ingrediente. Mulțumesc tare mult, Laura! Iată o rețetă, dragilor, rapidă pentru cei cu puțin timp sau care nu se pricep foarte bine. Paste italienești cu aglio olio peperoncino și eu vă pup, vă las acum, dragilor, pentru că mă bucur de alt preparat minunat al italienilor, salamul. La revedere!